Salut! Îți mulțumesc foarte mult că ai intrat pe acest podcast. Astăzi am discutat alături de Moris despre cum va fi școala online, cum se simte să lucreze vara, ce aparatură recomandă pentru programare și am adăugat câteva chestii, cum ar fi detalii despre internship-ul la Google, câteva detalii despre desenele la care ne uitam când eram mici, despre live-urile pe Twitch. Totodată acest podcast este disponibil pe Spotify, s-ar putea să fie disponibil și pe alte platforme și ai link în descriere despre alte platforme pentru a-l asculta. Îți mulțumesc mult și îți urez vizionare plăcută. Nu ne-am mai auzit de mult timp. Tu ce mi-ai făcut? Bă, am lucrat la platformă. Mă chinui acum conținut, îți dai seama. Trebuie să scriu tot. Na, la lucru. Și cam atâta, nimica special. În carantină, și ca la obicei. Platformă. Și întrebarea care stă pe buzele tuturor. Când se lansează platforma? Când se lansează platforma? Asta e întrebarea clasică. Bă, nu știu. Ea zice că 2 săptămâni, dar mi-e atât de lene să scriu teoria aia. Că în principiu merge tot. Am testat și sistemul de progres. Am făcut și sistemul de cursuri. Și integrale cu Zoom și tot. Și bine, la panoul profesorului mai trebuie lucrat. Dar nu e prioritar pentru lansare. Deci, când o să înceapă școala online, o să fie disponibilă. Bă, da. Adică nu vreau să ratăm oportunitatea asta. Da, e foarte important că acum am în vedere că anul acesta tot așa o să înceapă școala, cum s-a terminat anul trecut. Școala. Da, chiar tu ce zici? Până la urmă, cum s-a stabilit? E școală online, nu e? Din câte am înțeles, probabil așa o să fie. Cred că depinde de evoluția în următoarele zile. Da. Și o să stabilească până la urmă, pentru că și studenții se afectează de chestia asta. Și am înțeles că la noi vor ca, cel puțin la noi la universitate, vor ca studenții din anul întâi să vină la ore. Da? Da, asta e ciudat. Da. Pe Mike și el acum a intrat anul întâi la Birmingham, nu știu unde a intrat. Trebuie să mă uit. Și eu dat mail că... Da, în Anglia. Și eu dat mail că poate să... fac online. Gen are 3 opțiuni. Să vină în campus și să ducă la ore, să vină în campus și să facă online, sau să stea acasă și să nu vină în campus și să facă online. Da, și poate să aleagă între astea 3. Interesant. Da. Chiar e interesant. Nu, cred că mai mult e pentru cei din anul tăi, că e greu să te adaptezi. Da, adaptezi. Păi până faci cunoștință, păi... vezi ce colegi ai, cum e atmosfera, profesorii, cum sunt cursurile, care e fain. Și eu țin minte la mine când au fost primele zile de facultate, bă, n-aveam o treabă cu nimica, nu-mi găseam locul. Era foarte greu să... Na, era cam printre primele des când eram în Cluj, nu eram obișnuit cu nimic. Și erau foarte multe săli, nu era ca la liceu, că aveai o clădire, știai unde să ajungi, aveai o singură clasă. Nu, la facultate, că trebuie să te schimbi de fiecare dată. Alți colegi, alt loc în bancă. Mai ai și mail-ul ăla de la facultate, care e foarte ciudat, că trebuie să primești o adresă de mail, trebuie să o activezi și se poate activa numai în facultate, gen în interiorul facultății se poate schimba parola la mail-ul respectiv. Și sunt foarte multe detalii din astea pe care trebuie să le urmezi ca student în anul întâi. Da, dar te obișnuiești repede cât îți ia. Nu știu, într-o lună... Da, într-adevăr, te obișnuiești repede. Da, la început e mai greu. Probabil depinde și de persoană. Poate unii se obișnuiesc mai repede, poate unii mai greu. Da, adevărat. Și din câte am înțeles deja, sunt unii profesori care au început să-și înregistreze cursurile vara aceasta pentru orice eventualitate. Să nu mai stai spre dai ca prof, le trimiți link la curs. Da, mai lejer. Gen să-și pre-înregistreze cum ar veni. Da, noi am avut situații de genul ăsta, da. De curs, de seminare înregistrate, dar eu a fost ok, adică nu m-am plâns. Deși nu m-am plâns pentru că profesorul care susținea, mă rog, materia respectivă era activ, adică puteam să-i punem întrebări. Chiar dacă nu era înregistrat în timp ce lucra el, noi tot puteam să-i punem întrebări în paralel să vedem ce n-am înțeles. Adică nu e de parcă ne-a dat cursul și gata, asta e tot. Dar știi ce mai merge? Un canal de YouTube, seminare pe net. Bă, da, să scripuiești toate cursurile, seminarele și tot de la toate facultățile, să le ai undeva. Așa nici nu mai trebuie să plătești la facultate, pentru taxă, pentru... Ah, ok. Dar cum adică să le scripuiești? Adică să le scrii de mână?
Nu să le scrapuiești, adică să iei un crawler, să-ți Da. ia toate, să-ți caute toate cursurile la fiecare profesor la. Un crawler, zici. Da. Da, pentru că Dar trebuie să profesorii caut au ce e ăla. site-urile lor. Poftim? Am zis că trebuie să caut ce e ăla, că nu știu, e în Da, Java nici faci eu nu sau în mai, ce. nu mai amintesc, nu mai. Chiar nu mai știu. N-am Da. mai făcut de mult. Ok. Ce mai zis că vorbim astăzi? Cum e să lucrezi vara? Ce te motivează să lucrezi în continuare și să nu iei o vacanță mare cum era și la școală? Știi că la școală aveai câteva luni și după aia na, 3 luni de vacanță. Păi nu e vorba de motivare, e vorba când ai decât 20 de zile de concediu sau 25 sau nu știu pe an, gen când lucrezi. Și nu prea, că vara are 90 de zile, nu 90 e mai mare ca 20, știi? Da, înțeleg, Deci dar oricum ești nu simți obligat, nu e așa vorba de că... motivație. Da, nu simți așa că ai avea nevoie, nu știu, să... A, ba Nu-ți e lene clar, vara să clar, lucrezi? clar, clar, clar. Bine, dar la adică nu știu, mă gândesc că după muncă vine și răsplată. Da, salariul, la final, Dar nu salariul pe neapărat la care îl... salariu, mă refer gen munca pe care o depui așa în timpul liber, în loc să te duci să, Da. nu știu, să bei Asta sau înțeleg, uite, ceva. lucrezi la proiectul tău, da, dar când lucrezi pentru altcineva, Bă, da, e na. nasol când lucrezi pentru altcineva. Intri într-o rutină, poate nu e așa plăcut. Nu, nu, mie nu-mi place rutina, mă omoară. Da, interesant. Eu știu că la Google sunt două tipuri de full-time engineers. Software engineer, care sunt aia care scriu cod, și site reliability engineer, sunt aia care au grijă de cod, gen de aplicații, să ruleze corect, Da. să fie tot ok. Și ăștia care site reliability engineer sau foarte multe atribuții și foarte multe chestii de făcut și foarte multe responsabilități. Și au o perioadă foarte lungă de on-call. Ce înseamnă on-call? Ce ți-am explicat înainte Da. Să de începem. podcast, dar pentru cei care nu știu, on-call înseamnă să ai lângă tine întotdeauna calculatorul sau și laptopul. În cazul în care intervine ceva, o crăpată o aplicație sau există bug-uri, trebuie să fii întotdeauna să le rezolvi. Și la ora 2 noapte, dacă te sună, tu trebuie să răspunzi că trebuie să le rezolvi. Și site reliability engineers ăștia au o perioadă foarte lungă de chestia de on-call, câteva zile, dar foarte des. Software engineer, din câte știu, nu e atât de des și s-ar putea să depită, s-ar putea să nu ai zile de on-call. Și având atâtea zile de on-call, poți să ai mult mai multă vacanță. Păi Și cum povesteam așa? cu cineva, da, poți să on-call-ul ăla îți dă, ești plătit în plus, că, na, ore de muncă în Da, plus. da. Dar în loc de orele alea de muncă, poți să alegi vacanță. A, gen să Și... primești gen Da, zile de vacanță sau ore sau cum o fi. da, în loc să faci un call ăla, eventual poți să-l sari sau poți să primești vacanță, na, în loc de bani. Da, Acum, da. cred că depinde de la situație la situație. Nu știu dacă e la fel în toate birourile. Deci, cu siguranță depinde chestia asta. E clar, depinde de proiect Și... și mai multe. Da. Și discutasem cu cineva care mi-a zis că are un prieten care e site reliability engineer și a ajuns la aproximativ 15-20 de săptămâni libere, gen nu mai trebuia să se le ia, că ajunsese la maxim. Maximul ăsta ar fi fost. Dai seama, Da. să ai 20 de săptămâni libere pe an. Păi, un an cât e? Are 53 de 50 săptămâni. de săptămâni. Pe Da, acolo. 50 ceva de săptămâni. Da. Aproape jumătate de an Pe salariu. jumătate de an. Bine, nu știu dacă 20, dar oricum, mai bine de câteva, gen, Da, da. câteva luni bune. 2-3 luni, ca lume. Pe mod Te normal rup de cât ai? muncă Ai și... aproape o lună vacanță din Da, 12. aproape luna, n-ai o lună întreagă, dar să fii site reliability engineer din asta, să ai atâtea zile de vacanță, ar fi super șmecher. Păi da. Uite, îți dai seama ca elev sau ca student. Gen, nu prea apreciez zilele astea de vacanță, le consider așa Da, granted. da. Știi? Da, și na, când încep să lucrez, chiar simți chestia asta și, uite, de exemplu, la mine, eu nu pot să zic că fac o muncă foarte solicitantă, că na, intern și lucrez, într-adevăr. Dar nu-i, tot simt chestia asta că, nu, trebuie să te trezești dimineața, bine, nu-i dimineața pentru că încep programul la 10, ești pe fus orar din Zurich și termin la 6.
Într-adevăr, am și pauză de masă, adică nu e ceva solicitant 8 ore, trebuie să fie 8 Da, ore la calculator în în caz continuu. că se întâmplă ceva. Nu. Dar să te trezești, să începi să scrii cod, eventual mai lucrezi la proiectul tău, iarăși o parte foarte nașpa. Săptămâna asta am lucrat la documentația pentru proiectul meu și e foarte nașpa să scrii documentație. Chiar nu-mi place chestia asta să scriu documentație pentru nimica. Gen, nu mi-ar Da. plăcea să fac. Îmi place să codez, nu să Depinde de ce descriu. stări mă aflu, că dacă mă, nu știu, nu, uneori îmi place să scriu documentația. Gen, îmi pun niște muzică și dau drumul și e ca și cum mă scrie tutoriale, numai că, na. Da, numai că aici trebuie să fii foarte explicit cu ce scrii, trebuie să fie totul foarte ușor de înțeles și ai foarte, foarte multe detalii de pus la punct. Gen, avem o secțiune în documentație unde trebuie să descriem fiecare pagină, ce face. Fiecare buton, fiecare lucru în parte. Da. Și, na, poate să fie plictisitoare chestia asta. Dar, după cum am zis, orice aș face, tot simt nevoia asta, na, noroc de weekend, că nu cred că aș fi reușit fără weekend, să lucrez la proiectele mele, să fac altceva, nu să lucrez pentru altcineva. Ar fi fain să avem un weekend de 3 zile. Nu mai știu în ce țară, în loc parcă... de vineri să ai... Da, da. În loc de să fie și vineri parte din weekend sau luni. Păi, vineri cam e o parte din weekend. De exemplu, da, corect. Sunt foarte multe... există un event la Google care se întâmplă vinerea, se cheamă Thanks Google is Friday. Și sunt tot felul de chestii din astea, jocuri, chestii total pe lângă muncă. Da. Și foarte, foarte interesant, că toată lumea e bucuroasă că e vineri. Și e fain. Da. Stau și mă uit că nu mai văd botanul. Gata, l-am văzut. Cum ești să ai o pisică? E fain uneori că vine așa să te pupe. Dar alte ori efectiv nu îl interesează deloc, nu te bag în seamă. Poți să zici pis, pis, pis. La de mine și cu mâncare, nu, efectiv nu e interesat de tine. Și uite, asta îmi place mai mult la pisici decât la câini. Că câinii sunt așa, nu știu, mi se pare așa prostălăi, vin așa la tine tot timpul să te lingă, să te miroasă. Motanii nicio șansă, doar dacă are el chef de tine, vine la tine. Da, nu știu. Foarte interesant. E genul meu de animal. Când are chef, frate, nu poți să-i faci orice. Foarte interesant, oricum. Tu stai la casă sau la apartament? La casă, la casă. Am stat la apartament până în clasa 10-a. Deci vreo... primii 16-17 ani de viață. Că mă gândeam cum e să ai animal de companie la apartament. Bă, la e pisică, nașpa. Mai ales. E nașpa. Nu, că pisica asta doarme... Deci vara doarme dimineața și umblă seara, iar iarna doarme seara și umblă dimineața. Se schimbă cum e fus oral. Și nu face multe. Gen doarme și după care mănâncă, mi-a una că vrea afară, se duce afară și vine a doua zi. Și tot așa, repet, de vreo câți ani are? Cât că are 6 ani. 6 ani pisicești sau 6 ani? 6 ani de oameni. Foarte interesant. Mulți înainte să crezi la mai mare. Da. E motan sau pisică? E motan. Am numai motan. Nu veni niciodată cu... Ba! Pisicuți acasă. Inițial aveam doar unul. Gri. Și îl chema Toto. Și ăla a venit și a făcut 4 pui. Gen, a venit cu soția sa, să mă rog, ce-a fi fost. A venit la noi soția. În curte și a făcut soția sa 4 pui. Și din aia 4, unul e ăsta care dorme acum la mine în cameră. Na, și taxul ăsta care e acum la mine în cameră, tot originalul, ăla a plecat de acasă, nu mai venit. O stat 3 ani și după s-a hotărât și vezi că nu mai vrea. Na, și... Stai, deci... Înainte de ăsta de 6 ani, deci tu era, aveai neamul ăsta înainte. Da. Deci pe ăsta galben, care e acum la mine în cameră, l-am de când era pui mic. Și mi-am unul alt, tot la fel de când era pui mic. Și ăștia doi pui mici, care am acum, erau copiii la originalul, primul motan pe care l-am avut. Mă rog, e poveste complicată. Ce face motanul ăla acum? Vreți ce face motanul ăla acum? Se plimbă prin cartier. Și mai am un țigan. Un motan negru,
gen de când eram mic bebe, adică acum vreo jumătate de an, venea pe la noi prin curte. Și era tot negru, n-am văzut niciodată o mută toată neagră, gen să o mulgă și tot. Și ăsta e foarte rău, ăsta negru, ăsta cum pui mâna pe el, cum te mușcă, zici că e câine. Mâncă mâncare de câine, de efectiv n-are nicio treabă. Pisică? Nu sau prea cred că e pisică, sincer. Sau ce se pare ție? Na, și l-am botezat țiganul că e tot negru. Sau negrișor. Din... Dar chiar știi desenele cu Billy și Mandy? Da, da, ăla cu moartea. Da, cu moartea, ăla e negrișor, așa îi ziceau. Ah, da, bă. Sau negri. Nu mai știu cum. Știu că mă uitam la televizor și foarte rar le dădea. Bine, tu ești mai mare, probabil ai văzut mai des, dar la mine le dădea seara pe Cartoon Network, undeva la 10. Da. Și pe lângă asta era și vaca și puiul, era Vai. Și aia cu nevăstuica. Și... Care aia cu nevăstuica? Prietenul meu, nu. Nu. Aia cu babuinul și nevăstuica, da, așa zicea, cred. Vai, ce mă neva de senul ăla. De ce? Nu știu, nu-mi plăcea. Babuinul și nevăstuica. Și mai era și ăla cu, da. Casa Foster, iar era fain. Da, da, Casa Foster dădea mai des de astea. Astea le dădea seara. Și sau Cubix sau Cubix, te-ai uitat la el? Nu. Nu știi Cubix? Nu. Era desenul meu. Q? Nu, Cubix. Q-U-B-I-X. Eu știu Cubeti. Cubeti? Cubix, n-ai cum să nu știi. E desenul meu favorit. Mamă, dar ce dubios e desenat. Nu-i dubios. Nu știi. Bă, să pare apreciezi. Dubios. Nu știi să apreciezi. E cel mai fain desen animat. Uite, ce că e sud-corean. Nici nu vine să cred. De fapt, la cum arată ăștia... Păi asta e foarte dubios desenat. E foarte dubios desenat. Oricum, nu mai știu ce. Nu m-am uitat de mult la televizor, chiar să ce desene animate mai există. Da, nici eu. Dar aș vrea să mă uit la... Îți tot zis că era... Da. Știi că era Jetix înainte. Era Jetix înainte și era foarte fain. Da, și înainte de Jetix era Fox Kids. Și era și Fox Kids. Și Fox Kids, când a apărut Jetix, era dimineața. Fox Kids era rupere. Știu că eram la creșă și prindeam Fox Kids și după cumva se transforma în Jetix. Așa supărat am fost. Da, da, așa era. Și după din Jetix în Disney, celălalt zis, mai dă-vă-n pula mea. Nu mai las. Nu, dar știu exact. Că au fost câteva tentative să readucă Jetix. Da, am văzut și eu la un moment dat pe Facebook ceva că... Da, și chiar mă gândeam de unde ai putea să găsești. Da, sunt arhivă făcute undeva, cineva sigur le are pe un stick sau pe un hard. Cred pe Filelist. Sau pe Filelist, da. Dar nu știu, dacă ar face un fel de Netflix, dar cu Jetix, l-aș plăti, sunt pe bune. Gen să văd toate așa, știu de semne, ce două, trei luni sigur aș plăti să le văd. Știu ce aplicație o să facem azi. Ce aplicație? Netflix. Jetflix. Jetflix. Jur, Jetflix. Ce nume. Gata, băieți. Închidem podcastul aici, ne apucăm și lucrăm, pare. Da. Mă duc să iau lopata, că vin banii. Da, chiar ar fi foarte interesant, pentru că sunt foarte multe chestii la care să te uiți. Chiar dacă le-am văzut, parcă m-aș mai uita odată. Spider-Man era foarte fain, erau faine o grămadă. Ai, Spider-Man. Da, da, da. Nu știu, mă duce așa minte de copilărie. Când venea Venom, așa frică mi-era. Bă, mie îmi plăcea. Gen, era super erou ăsta, anti-erou meu preferat. A, villainul, chiar, sau cum se numește? Da, nu știu, super anti-erou făcut. Nu știu cum îi zice în română. Anti-erou, cred. Villain, cred că există termen. Așa știu că zice. Nu cred că zice așa în română, villain. Nu? Nu cred. Ai stat prea mult în aia, ai stat și tu câțiva ani în aia, gata, nu mai română. Stai. Cum se zice în română, nu? Cum se zice aici la ticălos? Ticălos, nu știu. Bandit. Gangster. Era bombardier, Venom. Da, bombardier. Jur. Și știu că citeam când eram mic ceva benzi desenate cu Spider-Man, care acum nu mai există. Și erau foarte faine și vreau să le recitez, pentru că aveau chiar adică nu erau din alea de copii cum sunt acum, că acum chiar sunt foarte copilăroase. Dar înainte chiar erau puțin mai, bine, nu erau serioase, dar erau mai cu povești. Da, mai ca lumea. Am vrut să trimit poezii
Gen, că știam că se pot trimite desene și poezii la redacție, parcă nu mai știu. Serios? Știu că am trimis într-un număr, parcă am apărut, dar nu mai țin minte. De asta voiam să văd dacă pot să găsesc undeva numerele alea, dar nu cred că mai există nici o Da, arhivă momentan. pe Faris cât te poți. Nu știu exact, dar oricum. Am o arhivă de... O arhivă, am vreo 20 ceva de benzi desenate sau 30 ceva. Da. Sunt foarte faine. Am cu Deadpool și cu Spider-Man. A zis că o să-mi cumpăr când o să am o grămadă de bani după ce... Când o să am o grămadă de bani, nu contează după ce. Vreau să-mi cumpăr o grămadă de benzi desenate, gen foarte multe. Ca România nu prea ai de unde, dar poți să-ți iei din afară acum. Sunt Da, foarte faine. dar poți să Da, dar găsești sunt pe destul de Faist, scumpe. gen, Dar scanate. nu din astea, bă, să le simt așa, fizic, nu Na, bine. electronic. Că, na, e altfel. Chiar e fost foarte fain, Nu stai să le știu, citești. eu n-am prins mania cu benzile desenate. Într-o vreme citeam alea care citesc invers, gen de la dreapta la stânga. Nu mai știu, manga, Manga? parcă. Da. Păi și alea totul, a, nu chiar bine desenate, dar Din tot nu chiar. acolo. Da. Ce aparatură recomanzi pentru coding? Ce laptopuri crezi că sunt cele mai ok? Ce hardware, na, că nu aparatură, că nu-i de parcă îți comand Aparatură, un da, radio. obiective și trepiede. Bă, nu știu. Mie îmi place MacBook-ul ăsta. Sunt fan declarat Apple. Da, scumpe, Cam dar eu scump. zic că merită. Plus că, nu Bă. știu, nu ții în fiecare, nu schimbi și toate la 5 ani. Și dacă faci costul, gen Da. împarți, ca, nu Chiar știu, țin o grămadă un laptop din asta. durabilitate și build quality și tot. Adică Adică. am avut și un Republic of Gamers care după n-a scârția plasticul pe el. Și MacBook-ul e tot turnat cu metal, nu scârție nimic nici în ziua de astăzi. Dar nu. Acum, și acum sunt oameni care își cumpără Mac din 2015 la mâna a doua, adică Da, e foarte sau bun, sunt poți foarte așa. bine. Poți să-ți iei un Mac Cine, și să-i cine? faci, în special pre-2016, poți să-i pui memorii RAM și poți să-l faci din, să-i scoți HDD-ul, să-i pui SSD. Dar Da. după, astea după 2016, au memoriile RAM și hard disk-ul, cred că sunt Lipite. da, lipite de placă de bază sau ceva, că nu mai pot fi înlocuite. Eu la calculatorul meu am o gaură specială unde pot să pun RAM-ul. Da. Da, și nu afectează garanția. Gen, o gaură în spatele acumulator, nu acumulator, unde bag cablul de din priză. A, și tu Și se scoate afară frumos. ai de la magnetic? Cred că e magnet, nu știu dacă e magnet. Nu e magnet, încă nu trage așa de ușor de el, dar e prins, cred că, în ceva clape. Nu știu Nu, exact. nu, nu, zic portul de încărcare. Tu ai portul ăla de încărcare magnetic clasic sau pe USB-C? Băi, gros că e calculator, nu USB-C, nu e laptop. Păi stai, nu E înțeleg ceva mai despre ce mare. vorbești. Despre iMac. Ah, despre iMac. Da, la iMac poți să pui. Deja. Da, la asta nou. Nu știu dacă e așa la toate, dar e ca lumea chestia asta, că cu 8 GB de RAM cât avea el la început, nu mă descurcam, cred. Și să fi cumpărat RAM de la Apple, e mult prea scump. Da, chiar, poți să pui orice Gen, RAM. la suprapreț. Nu, trebuie să fie cele 12 sau 21, nu mai știu exact. Ceva să A, se potrivească. și M-am aceeași documentat frecvență, atât. și aceeași tot. Da, numai că trebuie să-ți pui dual channel, adică poți să folosești două, una, două sau patru plăcuțe de RAM, nu trei A, sau... da. Eu prima dată mi-am luat o plăcuță de 16 GB. Am Și mai crezut că avei se două. poate, 16 cu Da. două de 4. Și nu prea se poate. Și ce ai făcut? Ți-ai mai luat una de 32? Mi-am mai luat una de 16. Da, păi și cât Ca de să acum? ocupe Ai toate, că sunt 4 sloturi. 32 cu 8? Ai 40 de giga de RAM? Da, n-am avut atâta în viața mea la toate calculatoarele mele adunate pe care le-am avut. Jur. Și eu dacă stau acum să adun, nu cred că fac 40. Păi am avut Da, e, așa, se mișcă 2 foarte bine. giga cu 1 giga cu 8 și cu 8. Dar nu face Probabil o să-mi 40. cumpăr un SSD extern. Că Bă, are da, Fusion merită. Hard Drive din ăla. Dar, nu, trebuie să-mi strâng bani, deci. Păi Mai... am un Să hard vină asta. extern pe USB normal de jumătate de Da, tera. SSD extern.
Că da, care diferență, doar că scrie și citește mai rapid, dar de fapt și durabilitatea. Că da. Gen poți să scapi și AGD-ul dacă îl scapi, îi pierd tot. Cam se duc. Dar nu o să, adică încerc să nu o scap, că e cam... Cam stres calculatorul dacă scapi. Bă, nu zic calculatorul, zic hard disk extern. Ah, ok. Da, no, da, n-am încercat să scap până acum. Păi nu știu, nu am cu tremur ceva. Dar... Tu acum ești în Cluj sau ești acasă? Acasă. A, nu te-ai dus în Cluj? Nu, da. Păi când să mă duc în Cluj? Păi că ți-ai dus când începe facultă. Păi da, dar dacă e online... Bă, da, fair enough. Și decât să-mi plătesc eu mâncarea, să o gătesc eu. Uite, un băiat sincer. Adică, da, ies mai ieftin cu banii. De da, banii aia mi-au un SSD extern. Și... Nu, o să fie fain în Cluj dacă se adună mai multe lume. Că dacă mă duc în Cluj, stau singur, nu are niciun rost. Da, e trist. Deci rămânem la concluzia că e ok pentru că o dat un MacBook? Băi, nici n-am mai dezbătut. Depinde, dacă îți place să te joci și... nu știu, ești gamer și mai bade așa câte un joc din când în când, atunci clar nu e pentru tine, că nu te poți juca. Nu poți decât LOL și Dota 2, mai se mai poate. Da, pe GeForce sau pe Steam. Filtrez acolo da, după macOS. Și Euro Truck Simulator 2 și ăsta merge pe Mac. Da, și merge bine. Am făcut live cu el, chiar merge foarte fain pe GeForce. Da, și nu știu. Nu pe GeForce, direct pe MacBook. N-am încercat. Eu le-am pe GeForce. Că voiam să-mi instalez, dacă mi le instalam nativ, voiam să-mi descarc și să mă joc multiplayer, dar nu mi este trackers pe Mac. Nu, nu e pe Mac modificarea. Așa, dacă nu te joci, eu zic că merită MacBook-ul. Gen și când instalezi, să te apuci de noi, de framework-uri noi sau nu știu. Totul merge din start. De exemplu, pentru cache, Redis-ul. Da, nu știu cât știți. Se instalează din prima pe Linux, din câteva linii de comandă. Pe Windows trebuie să cauți nu știu cine l-a compilat special pentru Windows și nu, bineînțeles că nu a compilat ultima versiune și stai și caută. Așa, nu știu, mi se pare că când îți iei un Mac, un MacBook, plătești și macOS-ul. Chiar dacă e gratis, da. Eu zic că e inclus în prețul laptopului. Investești în viitor. Da, da. Nu știu, adică când îți iei un calculator, toată lumea ia de bună că Windows-ul e gratis, că de pe net. Da. Dar mi se pare că la produsele Apple plătești și partea software, gen iOS-ul și macOS-ul. Da, nici eu nu înțelegeam că se merită să investesc în așa ceva. Chiar nu-mi plăcea Apple înainte să am ceva. Dar... Da, nici mie. Ziceam mai calitativ. Asta așa scumpe, nu dai banii. Da, sunt foarte calitativ, adică sunt la nivel. Da. Și știți cine, adică cel puțin alea pe care le-am avut eu până acum, toate au ținut. N-am avut nimic ca să se strice. Păi da, și eu am dat-o pe iPhone 6S, o țin 6 ani. Mai am un 5S, un SE. Da, da. Păi încă se aprinde. Da, încă... Da, dacă... Mai, dacă are cineva nevoie de un telefon, sunați-l pe Moris. Păi nu, dacă ai grijă de lucruri, se păstrează. La da, dacă ești din ăla... Am văzut foarte mulți care își cumpără tot felul de laptopuri scumpe, dar nu știu să le folosească, gen... M-a întrebat cineva cum să instaleze o aplicație și am zis că ce să facă și la un moment dat trebuie să dea click dreapta. Da. M-a întrebat, dar cum dau click dreapta pe ăsta, că nu merge? Deci el nu știa cum să dea click dreapta pe MacBook și avea MacBook, cred că avea, nu știa că avea 16, dar Pro sigur avea, 13 sau 16, nu știu exact care în ele. Că n-am văzut tot, că mi-a arătat poza numai cu tastatura. Și n-a urmat și tutorialul de la început, că zice. Nu, probabil era, nu, l-avea furat, nu știu, poate nu era a lui, dar zic așa. Da, da. Că nici și până la urmă că trezea cu două degete. Da. Nu, dar el înțelegea să dea click dreapta, el dădea în partea dreapta din touchpad. Da, da, da. Și apăsa și capabuinul. Da, bă, și aia care apasă, gen,
trebuie să apeși încet pe touchpad-ul. Da, jur. Că nu e ca pe Windows, că eu când, acum, uite, mi-ajut pe fratele meu la ceva sau cineva care mai are Windows pe calculator, pe laptop, bă, trebuie să apeși în touchpad-ul ăla ca lumea. Da, și nu știu, pe... Adică înainte când aveam laptopul, nu prea consideram mousepad-ul ca fiind un lucru util. Adică de multe ori uitam că l-am și îmi luam un mouse. Dar așa cu un MacBook, mousepad-ul e altă viață. Gen toate gesturile da, și, ai gesturi. Și modul cum și îmi place la... Și am avut prima dată laptopul și pe aia la calculatorul. Și n-am, am obișnuit cu touchpad-ul și după aia calculatorul a venit cu mouse-ul ăsta de la Apple. Și foarte fain că și ăsta are gesturi din alea, gen poți dau cu două degete să schimbe, da, să schimbe aplicația și tot așa. Și e foarte fain că nu trebuie să mă obișnuiesc, să lucrez cu mouse-ul, că mie nu-mi plăcea chestia asta, bă, o să am mouse, nu o să pot să schimb aplicațiile cum le schimbam pe laptop, o să am o grămadă de... Na. E diferit și uite că nu a fost diferit, chiar a fost ușor. Și foarte important la asta, că a avut în vedere detaliul ăsta, să nu schimbe în totalitate tot. Da, și poți să-ți iei separat efectiv un mousepad și să-l conectezi extern. Am văzut că... A, da, un touchpad din ăla, da. Da, dar eu având în vedere că mă mai joc sau ceva cu mouse, deci eu m-am jucat înainte CS cu touchpad-ul de la laptop. Sucam așa cu mâinile. Da. Era ciudat oricum. Un LOL, cât mai dăm? Poate mai dăm în seara asta. Poate fac live în seara asta cu LOL. Cum e cu Twitch? Dar chiar vreau să întreb, cum e cu Twitch-ul? Cât a intrat? Până acum 120 de follower. A. Lejer. De 2 săptămâni. Da. Cred că mâine fac 2 săptămâni. E ca lumea. Numai că, nu știu, nu vreau să-mi leg canalul doar despre programare. Aș vrea să fac și alte chestii, încă nu-mi dau seama ce. Eu oricum mă mai joc pe lângă și... Na? Acum am dat comandă de o placă de captură pentru Nintendo Switch ca să fac live cu Nintendo Switch. Să fie tot foarte bine. Da. Și, na, eu sper să continue chestia asta, pentru că în România Twitch încă nu a luat amploare cum a luat în America. Adică este Twitch, sunt streamer pe Twitch din România, dar nu e ceva wow. Cei mai wow de pe Twitch din România sunt Creative Monkeys. Dar chiar cine e top Twitch România? Poți să vezi undeva? Cred că există. Dar după cum ai zis, ei au peste 2000 de oameni pe stream și... De creator de conținut nu știu decât de Sucre și de Creative Monkeys care fac asta. Da. Nu, probabil există undeva o statistică. Stai că am dat. Și foarte... Twitch Tracker România. Dar până se încarcă... Ninja. Cine mai la Ninja? Se încarcă greu. A, uite, Creative Monkeys, 1.6. Dar tu cum vezi? Că eu nu pot să văd. A, Creative Monkeys. Da, 204.000 de urmăritori. Ei îți primi. Și uite, sunt foarte puțin. Adică, gândește pe YouTube care e canalul cu cei mai mulți subscriberi în România și câți subscriberi are. Peste 2 milioane. Shelly, probabil. N-are 3 Shelly. Da, cred că 2 milioane și ceva. Și uite, s-a abia 200.000 pe Twitch. Deci îți dai seama ce putere de dezvoltare există. Uite, Shelly are 2,8 milioane, nu vine să cred. Zăma că se fac 3 milioane. Deci îți dai seama că noi, încă Twitch-ul nu-i cum e în America și s-ar putea să evolueze foarte bine. Și de asta încerc să continui, că până la urmă am observat că pe Twitch e mai targetată audiență decât în pe YouTube. Adică au venit foarte mulți oameni random pe stream care m-au găsit prin Twitch. Nu că mă știau dinainte de altundeva, din alte locuri, da. Și pe Twitch poți să faci după categorie să sortezi live-ul. Ah, ok. Și e intră efectiv și... Da. Numai că o trebuie să-mi customizez cumva canalul, să descriu mai multe despre mine în descriere, pentru că eu prima dată când făceam stream-urile aveam în descriere câteva link-uri, dar nu ziceam efectiv cine sunt și ce fac. Da. Pentru că, era mai mult de test, să văd că merge totul foarte bine, pentru că trebuia să văd că internetul mi-e ok. Având în vedere că, nu sunt la un provider de internet extrem de bun. Și
Na, a început să apară lumea, văd că totul merge foarte bine și iarăși monetizarea e mult mai ok decât pe YouTube. Adică da, pe chiar, YouTube din am ce unde câștigi că bani atât... pe Twitch? Păi pe YouTube ai doar din membri și din reclame și mult mai severă chestia asta cum o să te leagă pe tine, pentru că sunt mai mulți pe YouTube, mult mai mulți pe YouTube decât pe Twitch. Și pe Twitch același lucru, din subscribe și din reclame. Și acum cred că am făcut 5 euro sau 5 dolari, nu mai știu. Păi stai, reclame din pe 2 Twitch? Subscribe. De când îți da, reclame pe da, Twitch? Ai reclame. Dacă intri pe stream-ul meu, să ai reclamă de seară. Ah, ok. Ei, se vede motanul în spate. S-a mutat. Și asta zic, probabil o să aibă și o creștere în România, Twitch-ul. Păi clar, cum nu afară. Știu, eu zic că în momentul, eu aștept să vină, deci aștept să vină Amazonul în România cum așteptau părinții noștri să vină americanii la Revoluție. Bă, da. Să vină Amazonul să-și suport cu emagul pe jos. Și-au făcut emagul ăștia, gândește tentativă de Amazon Prime. Să-ți iei emagul. Da, genius ăla. Da. Pe bune, acum nu știu, mi se pare așa o copie ieftină. Copie românească. Bă. Da, Amazonului. Și ce, ce beneficii aveai ca dacă îți cumpărai? Poftim? Ce beneficii aveai dacă îți cumpărai? Amazon Genius ăsta? Nu, EMAG Genius. Nu e Amazon Genius. Ah, EMAG Genius, scuze. Păi ai reduceri exclusive pentru membri în fiecare săptămână. Îți dai seama că reduc și 10 lei la un produs care inițial l-au cumpit cu 100. Nici nu-i cumpăra, probabil, și vor da, să elibereze mai stocul. Mai ai transport adică gratuit. Ceea ce înainte era oricum transport gratuit peste 1 milion, dar după o mărire limitată de la 1 milion la 18 milioane sau nu mai știu cât. 18 milioane? Da, gen, au făcut limita super nesimțită pentru transportul gratuit. După care mai ai livrare rapidă a doua zi, ceea ce nu știu. Da, asta doar în orașe mari, probabil. Da, sau peste tot? Cel mai probabil. Că ar fi cool, gen, dacă stai într-un sat părăsit de ăsta pe la graniță. Bă, și dacă nu vine să nu mai plătești produsul, să-ți dea bani înapoi. Dacă nu vine în două zile. Și mai e retur gratuit în 60 de zile. Ceea ce oricum aveai 30 de zile de la Uniunea Europeană. Obligatoriu. Da, și dacă nu ai dat retur în 30 de zile, nu știu cât mai dai în 60. Mă rog, și uite, cum beneficiezi de transport? Nu, de cât de rapid de livrarea. Da. Mă rog. Da. De exemplu, la Amazon ai chestia asta și nu cu Amazon Prime și tot așa e cu livrarea mai rapidă, dar nu mai suport să plătesc la Amazon pentru livrare rapidă 20 de euro sau cât e, 1 milion, e numai livrarea. Da, da. Deci asta e super nașpa, că te îndoai la prețuri. Dar abia aștept până să vină, o să fie prețuri mai mici. Da. Mai mici. Și poate deschizi și un depozit. Dar de fapt nu au cumpărat teren. Ca să deschide un depozit pe undeva, așa lângă mine. Cred că am mai discutat chestia asta. Da. Și cred că e aproape gata. Nu știu exact cum aici lucrările, că n-am mai aflat de mult, dar abia aștept că, da. Poate EMAG-ul o să se simtă, o să aibă mai multă grijă. Eu zic că EMAG-ul așteaptă să fie cumpărat de Amazon. Așteaptă? Păi, tu ce crezi? Eu sper să nu-i cumpere, să-i închidă și să rămână fără clienți, că asta merită la cât de nesimțit. De faliment. Păi da. Tu care ai telefon de la EMAG, care vine în acea zi. Păi nu, stai calm, că și eu laptopul tot de acolo l-am. Păi da, și eu. Ideea e că au venit efectiv, au venit acasă în fața lui și că era pandemie când mi-l am luat. Și nu mai trebuia să aștept. Da. Da. Era frumos, oricum. Și frate, da, când vrei să ții EMAG Genius, e 10 lei pe lună. La fază e că nu poți să le iei doar pe lună, trebuie să plătești neapărat pe un an. Dar la Amazon Prime plătești lunar sau plătești tot așa? Nu, la Amazon Prime zice din prima că e pe an, plătești pe an. Și e 60 de lire sau ceva pe an, sau 80. Da, interesant. Păi cred că e cam aproximativ același preț, dar... Nu, că e 20 de lire pe an cum ar veni EMAG-ul. Și Amazon e 60-80, e mult mai scump. Da, în lei și în... Mă refeream în monede. În monede diferite, că e cam același preț. Bă, da, pe acolo. Dar ce să faci? Bă, așteptăm să vedem cum o să evolueze, că probabil... Eu cred că o să fie prețuri mici, ca să cumpere lumea de la Amazon. E magul de faliment, nu mai are ce să facă. Și după aia Amazon își crește prețurile.
Păi, da, dacă o să fie monopolie, dar cum nu să fie doar Amazon? Mai există și PC Garage, bine, ale tot ale tot Emag. Da, mai e Evo Magu, mai na, tot felul de astea micuțe. Da. Da, noroc că există site-uri precum compar.ro unde poți să vezi prețurile la diverse produse și îți compară chiar la o grămadă de site. Deci cred că mai există un site prețuri.ro sau ceva de genul. Da, sau eu pricey.ro. Pricey.ro, mă știu. Pricey. P-R-I-C-Y. E o extensie. .ro? Da. Nice. Good to know. Și e o extensie și îți zice tot timpul. Nu mai trebuie să cauți. Îți arată și istoricul prețurilor și tot. Interesant. Da, până la urmă, e bine că s-a inventat chestii de genul ca să nu ții țeapă sau să... Na. Da, dar gândește că nu tot știu. Zicem, poate 10% sau 20% știu păi de astea. Da, nu știu vreau toți să ca să nu... Na. Să nu... Știu că era o chestie, uite, pentru Nintendo Switch am căutat Ring Fit. Da, Ring Fit se cheamă. E o chestie pentru fitness. Nu mă omor eu cu sala, dar trebuie să mai fac mișcare acasă. Și la un moment dat era foarte rară în România chestia asta. Și a ajuns, deci prețul inițial era 3 milioane și ceva și a ajuns să o vândă din ăștia nesimțiți pe OLX sau ceva cu peste 10 milioane. De la ce? 3 milioane. Păi și pe Emag era vreo 6-7 milioane la un moment dat. Chestia asta. Acu-i 3,5 de Ring Fit. Da, e foarte... Gândește, dacă Emag a pus prețul ăsta de 7 milioane și ceva pe o chestie care nici 3 milioane nu valora. Oricum, cred că e vina... Nu știu dacă îl vindea direct Emag-ul, probabil era și de la un reseller, dar... Na. Dar știi cum se zice, nu-i prost la care cele, e prost la care dă. Da, da, într-adevăr. Deci, na. Nu e neapărat. Bă, dacă ai nevoie, de... dai, na. Păi da, dar câte nevoie să ai de Ring Fit Adventure, sincer. Mai face o flotare, mai face. Mai face gen. Da, da, noroc că, uite, unul care nu știe, eu prima dată când l-am văzut, l-am căutat pe Max, am văzut 7 milioane și m-am gândit, bă, cum să fie așa scumpă. Da, da. Și după aia am dat seama că nu mai există în România și, na. Păi și nu le căutați pe Amazon sau pe altceva. Da, da. Da, am găsit în România până la urmă, mai ieftin altundeva, nu mai știu dacă l-ai mai. Sau am așteptat să reapară că se reumplea stocul. Dar oricum se duc destul de repede stocurile astea, nu știu exact de ce. Chiar face toată lumea fitness, dar... Păi da, acum cu carantină, acum stă toată lumea acasă, probabil. De ce te-ai dus la sală? Și da. Că m-am dus în decembrie și ianuarie, înainte să înceapă pandemia. Și după a început pandemia și nu m-am mai dus. Dar chiar trebuie să mă uit abonamentul dacă mi l-au refăcut sau ceva. Am văzut că mulți se duc acum, dar sincer nu mi se pare o idee bună. Că-s tot germenii ăia, tușește, lumea transpiră, se ating toate chestiile. Dai seama să faci sală cu mască. Da, chiar mă, trebuie să faci cu mască. Nu, nici vorba. Nici vorba, nu. Nu știu, că trebuie să faci cu... Da, cred că trebuie să faci cu mască pe spațiu închis. Da. Da. Dar nu cred că poți. Adică, probabil poți, dar nu, n-aș încerca. Da, eu transpir super tare și nu cred că aș suporta. Și o altă chestie, când porți mască, n-aș putea să mestezi gumă. Păi de ce? Păi mestezi gumă din aia cu mentă și tot aerul ăla îți vine în ochi și te dor ochii și începi să lăcrimezi. N-am deci pățit. Dar tu cum o spui masca aia? Pe gură. Pe gură? Dar tu cum o porți? Prostă de mine, tu o puneam pe ochi. Na, bine că mi-ai zis. Nu, dar chiar nu. Adică încearcă o dată de două ori, zic că nu ți mai da, trebuie. Da, am mestecat gumă și nu am observat mare, dar tu mare respiri? Disconfort. Nu. Poate nu respiri. Când îmi aduc aminte doar. Nu tot timpul. Ok. Am văzut acum pe Instagram, știu că am discutat și ieri despre chestia asta, că au apărut o chestie nouă denumită Reels sau ceva de genul. Vai! Vezi video efectiv ca pe TikTok. Da, da, da. Și eu am descoperit ieri, Mike mi-a trimis un video și am fost ceva gen ce cu copia asta ieftină de TikTok. Și efectiv nu se compară. Dar nu se compară fiindcă nu sunt atât de mulți care fac conținut. Adică e super lame totul. Am stat așa. Nu e ca pe TikTok. Bă, probabil,
Da, într-adevăr, poate nu sunt mulți care și fac plus că continuu, jumate din reels-uri, da, chiar ce înseamnă reel? Jumate din reels-uri este efectiv cu trademark, cu TikTok în dreapta jos. Mi se pare cringe da, să fac. Da, 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 da. Și mi-apar numai persoane care dansează și chiar mă plictisește și le dau... Da, am acolo trei puncte, apăs pe trei puncte și dau că nu mă interesează și toată mi-apar dacă dau refresh. Păi asta e faza, deci că nu e suficient conținut astfel încât să-ți algoritmul ăla să funcționeze, știi? Nu știu. Eu asta zic. Oricum, când foarte să... nașpa. Da. Până acum foarte nașpa. Păi oricum, generez... pe TikTok n-am nicio... Eu cred că într-un an, papa TikTok. Bă, poate îl cumpără, că din câte știu voiau să cumpere TikTok. Păi voiau, dar nu voiau ăștia să-l vândă. Microsoft. Nu, Microsoft vrea să-l cumpere TikTok, nu vrea să-l vândă. Da. Dar dacă, oricum e interzis deja în India și dacă nu mai interzice și în America, deja li s-a dus o mare parte din customer. Peste jumătate cu siguranță. Da, peste jumătate. Erau foarte mulți. Oricum, oricum nu prea încânta pe mine TikTok, adică nu mă supăr dacă se închide. Bă, da, dacă pentru mine nu, nu știu. Mie mi se pare sincer așa o prostie, dar oricum e fain că ți iei, cum să zic, și cum era și Facebook-ul pe vremuri, că intrai să descroci și era, copii, ceva era ceva interesant, îți dai doza de dopamină. Pe timp. Și așa, acum e TikTok-ul, e la fel ca Snapchat-ul sau story-urile când s-a lansat, știi? E mult mai, da, când s-a lansat, că Snapchat-ul nu mai e ce-a fost. Nici nu cred că nu mai folosesc. E curios cum m-a prins așa, nu știu, nici un an sau doi ani. O ajuns efectiv în top aplicație. O aplicație care efectiv pare populară. Da, e foarte populară. Știi? Niciodată nu știi ce. Dar știu că era Musical.ly înainte și nu au prins atâta de bine. Păi da, Musical.ly era Andra Gogan, parcă avea. Tot făcea reclamă. Și... Da, și la TikTok face reclamă. Era... Da, cred că era doar de muzică. De era doar de muzică și după s-au gândit, bă, dacă tot sunt clipuri așa scurte și tot e muzică, hai să mai punem niște efecte, Instagram Story, o rebrandim și, na, le-a ieșit. Plus că e ca un fel de Vine. Mai știi cum era Vine-ul pe vremuri? Aia de 7 secunde sau de cât țineau. Da, Vine-ul chiar a fost mai amuzat. Bine, probabil era și content creator mai ca lumea. Păi da, și asta. Pe cei care fac acum TikTok-uri nu cred că existau pe vremea când erau Vine-urile. Bine, sunt da, și rău. Foarte. Foarte calitative Vine-urile oricum. Nu știu ce mai fac persoanele alea care făceau vine-uri înainte. Știu că din România era doar cu România care făcea. Da, singurul. Da, dar din afară. Nu știu. Nu am mai auzit nimic de aia. Din afară. Știu că era King Batch, parcă nu mai știu. Era o grămadă. Nici nu mai știu cum îi cheamă, în primul rând. Pe poate s-au făcut actori, n-ai bă știm. Actori de pe Vine, Doamne. Zic și în curând actori de pe TikTok. Da, să știi. Doamne, ar fi oribil. Păi... Super atunci, mersi că ai venit. Mersi de invitație. Să ne auzim într-un viitor podcast. Eventual o să încercăm să facem un podcast live la un moment dat pe Twitch. Live? Da, chiar. Interesant. Da, chiar. Am fi putut încerca acum, dar nu ne-am gândit. No, era mai mult de muncă, că e și cu sonorul mai... Păi de ce? Că stăteam pe Discord, cred cameră de... privată. Da, dar nu știu cum s-ar auzi sonorul. Asta ar fi fost problema. Putem testa. Că trebuie tutor mai calitativ. Și trebuie să-mi leg eu microfonul la calculator. Super atunci. No, bun. Ne auzim data viitoare. Ne auzim. Pa, pa. Ok.